Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit la știri! Munca la negru continuă să fie în atenția inspectorilor de muncă. Astfel, în cadrul controalelor realizate în primele 9 luni ale anului, munca fără forme legale a constituit un punct important. Au fost identificate 228 de persoane în această situație din cei peste 55.000 de muncitori verificați, motiv pentru care inspectorii de muncă au acordat amenzi conform prevederilor legale. Au fost totuși și 3 cazuri din domenii variate de activitate în care au fost înregistrate propuneri penale după ce au fost identificați mai mult de 5 angajați la un singur angajator muncind la negru. Deficiențele din domeniul relațiilor de muncă, dar și cel din domeniul sănătății și securității în muncă sunt variate, iar sancțiunile nu au întârziat să apară. Inspectorii de muncă au reușit să evidențieze multe cazuri de muncă fără forme legale în cele mai variate domenii de activitate. În primele 9 luni ale anului 2012, activitatea de control a Inspectoratului Teritorial de Muncă Brăila s-a materializat prin verificarea a peste 3.000 de agenți economici ce desfășoară activitatea în județul nostru. Normal că pentru deficiențele constatate au fost aplicate sancțiuni contravenționale și au fost aplicate peste 4.500 de sancțiuni, a căror valoare însumată e de 2.380.000, adică peste 23 de miliarde lei vechi. Aceste sancțiuni au fost aplicate în ambele domenii de activitate, în domeniul relațiilor de muncă și în domeniul securității și sănătății în muncă, pentru neconformități la legislație. Principala furnizoare, să zicem, de sancțiuni a fost munca fără forme legale sau munca ilegală, care în primele 9 luni ale anului 2012 a însemnat depistarea a 228 de persoane ce lucrau fără forme legale la un număr de 111 angajatori. Dintre acestea, 228 de persoane, 82 erau femei, restul erau bărbați. Fac precizarea că au fost cuprinși în activitatea de control la cei peste 3.000 de angajatori controlați, aproximativ 55.000 de salariați, deci din 55 de salariați au fost depistați 228 care munceau fără a avea o formă de încadrare în muncă. Sancțiunile contravenționale aplicate pentru munca fără forme legale au fost de 1.615.000.000, deci peste 16 miliarde de lei vechi. Domeniile în care au fost depistate persoane care desfășurau activitate în aceste condiții au fost în comerț, unde au fost depistate 65 de persoane la 41 de angajatori, în construcții depistate 79 de persoane la 26 de angajatori, în alimentație publică, restaurante, baruri, 13 persoane, în panificație 10 persoane, în confecții textile 11 persoane, în agricultură 18, întreținere, reparație auto 2 și, mă rog, și altele mai departe, în alte domenii, 27 de persoane. Tot în domeniul ăsta, la munca fără forme de încadrare, au fost făcute și 3 propuneri de cercetare sub aspect penal, în sensul că au fost depistate 3 infracțiuni la codul muncii, în sensul că au fost depistate mai mult de 5 persoane la un singur angajator. Și aici vorbim de o propunere în domeniul construcțiilor, unde au fost depistate 7 persoane, o firmă în domeniul agriculturii de 10 persoane și o firmă din confecții textile, la care au fost depistate 7 persoane și desfășurau activitate fără forme de încadrare. Controalele vor continua, iar cei prinși că încalcă legea vor fi sancționați potrivit prevederilor legale aflate în vigoare. Începând din această lună, Programul Național de Screening pentru Depistarea Precoce Activă a Cancerului de Col Uterin al Ministerului Sănătății este funcțional și în Brăila. Prin acest program, femeile cu vârsta cuprinsă între 25 și 64 de ani care nu au un diagnostic confirmat de cancer de col uterin, asimptomice sau fără antecedente sugestive pentru patologia de cancer de col uterin, vor avea posibilitatea să efectueze gratuit testarea Babeș Papa Nicolau. Cancerul de col uterin reprezintă principala cauză de mortalitate
mortalitate în rândul femeilor cu vârsta cuprinsă între 20 și 45 de ani. Numărul femeilor ucise de această maladie fiind cutremurător în țara noastră, România ocupând locul de vârf între țările europene pentru mortalitatea prin cancer de col uterin. Cancerul de col nu doare și nici nu începe să dea semne decât în stadii avansate de evoluție, când curabilitatea este deja o raritate. Centrul de tineret Teen Club și Asociația Pro-Democrația, în parteneriat cu Universitatea Constantin Brâncoveanu, au organizat astăzi în Amfiteatrul Universității un seminar de informare intitulat Învață, informează-te din timp pe tema cancerului de col uterin, evită riscurile. Testul Papanicolau, sunt convinsă că vă este cunoscut multora dintre dumneavoastră. Este un test pe care doamnele sunt obligate, mi-aș permite să spun, să-l efectueze anual. Multe dintre dânsele nu-l fac, iar eu îmi permit să vă expun astăzi un caz al unei doamne care are 26 de ani, este o cunoștință îndepărtată de-a mea. Testul Papanicolau pe care l-a efectuat încă de la 20 de ani i-a relevat gradul al treilea. Doamna are deja un copil din fericire, dar este clar că doamna are cancer. Eu însă, mie, pentru că activez în sfera medicală, am sfătuit-o de noi ce trebuie să facă. Abia acum, când lucrurile s-au agravat, am înțeles că e păcat să ai 26 de ani și până atunci să te fi ignorat complet pe tine însăți. Campania a început la Brăila în data de 8 octombrie. După cum vă menționam anterior, ea a fost susținută de, inițial, doar de doi dintre parteneri, și anume Ministerul Sănătății și Direcția de Sănătate Publică, ulterior, venind în această campanie și alte instituții, organizații non-guvernamentale, etc. Probabil că vor veni în continuare alți parteneri. Bun. Cui ne adresăm? Ne adresăm tuturor doamnelor care au de la 25 până la 64 de ani. Doamne care nu sunt precum doamna de care aminteam eu mai devreme și nu au constatat nimic în neregulă până la acel moment, dar este bine să își facă această testare Papanicolau o dată pe an. Și iată că Ministerul Sănătății, începând de anul acesta, 5 ani de acum încolo, va veni în sprijinul pacientelor din România prin a le oferi gratuitate în testarea Babeș Papanicolau. Precizăm că singurul simptom precoce al cancerului de col care asigură depistarea în stadiul în care ar putea fi vindecat este rezultatul testului Babeș Papanicolau. Spitalul Județean de Urgență va avea un centru nou de oncologie și radiologie. Construcția va avea o suprafață de 1062,47 de metri pătrați, iar suprafața utilă va fi de 794,26 de metri pătrați. Valoarea totală a investiției se ridică la 50.558,899 de lei, iar durata de realizare este de 24 de luni. Proiectul a primit avizul consilierilor județeni la ultima ședință. Noul centru va fi dotat cu două sisteme de tip accelerator linear pentru radioterapie externă, un sistem care asigură atât investigațiile de diagnostic și follow-up și un sistem de medicină nucleară de tip gamma-cameră, care poate să asigure imagistica afecțiunilor tumorale, precum și scintigrafii osoase. Aceste echipamente vor asigura astfel accesul pacienților la tratamente cât mai performante. Este un proiect ambițios, a susținut președintele Consiliului Județean Gheorghe Bunăstancu în fața consilierilor, înainte ca proiectul să fie aprobat. Spitalul Județean de Urgență dispune de o secție de oncologie realizată în pavilionul A, etajul 6, ce are 50 de paturi. Aceasta este prevăzută cu circuite funcționale corespunzătoare. Totodată există și un laborator de radioterapie situat în incinta Spitalului de Psihiatrie, dotat cu aparatură veche care nu suportă demontare și remontare. Pentru o nouă locație a activității de radiodiagnostic și radioterapie în corpul A, este necesară o zonă delimitată clar cu circuite separate. Astfel s-a decis realizarea unui centru de oncologie și radioterapie în cadrul Spitalului Județean de Urgență, finanțarea studiului de fezabilitate făcându-se din venituri proprii ale unității sanitare. Centrul va găzdui funcțiuni de radioterapie și oncologie în regim ambulatoriu. Pentru partea de oncologie sunt prevăzute două acceleratoare de lineare cu un PET-CT special pentru oncologie care descoperă în faza incipientă cancerul și cu un simulator care este incorporat în acest PET-CT care nu face altceva decât
desenează zona care trebuie bombardată atunci când e nevoie și bolanul are nevoie, pentru a nu distruge celelalte țesuturi. E o abordare similară cu cea de la Brașov, cine știe dintre dumneavoastră, este costisitoare, nu este ieftină. Sunt discuții făcute cu mai multe firme pentru aparatură, în jur de 1 miliard și un pic costă această clădire, care are cu barite, cu tot ceea ce și cu circuitele anexe pentru depozitarea materialelor radioactive și tot circuitul, aici intră și scintigraful, deci în zona aceasta vom avea tot ceea ce înseamnă partea de oncologie și de organe vitale ale omului, scintigraful rezolvând această problemă. Este un proiect ambițios, sigur că mulți din țară se uită la sănătatea brăileană, mulți încearcă să o copie, dar totul pornește de la bani. Cine știe să facă strategia, cine știe să... Noi avem strategie până în 15 iunie 2015, Rodica, nu? Deci o avem din 2010, suntem în 2012, am făcut-o în birou la Rodica pe, cu câțiva colegi de-ai noștri care se ocupă de așa ceva și o urmărim pas cu pas. Am depășit cu sălile de operații, că avem alte termene, dar v-am spus de ce. Asta cu oncologie este o chestie mai nouă care a intervenit și vă spun sincer, este o zonă, mulți spun că nu-i vine să-ți creezi fericirea pe necazurile altora, dar partea de oncologie este aducătoare de foarte mulți bani, pentru că este program național, pentru că statul român acoperă o mare parte din această zonă a celor care suferă și sigur că atunci când e vorba de sănătatea ta, fiecare caută să vândă, să facă rost de bani, să se împrumute și așa mai departe. Repet, nu asta urmărim noi. Dar nici nu trebuie să urmărim ca bolnavii noștri să plece la București sau nu știu unde și noi să... E o zonă destul de mare aici și eu vreau să începem foarte repede licitația. Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației, faza studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Centru de Oncologie și Radioterapie în cadrul Spitalului Județean de Urgență Brăila, cu următorii indicatori, valoarea totală a investiției 50.558,899 de lei și durata de realizare a investiției de 24 de luni, a trecut de votul consilierilor județeni. Ajutoarele alimentare provenite de la Uniunea Europeană vor fi acordate din această săptămână. Termenul de 8 octombrie a fost devansat ca urmare a faptului că au fost introduși noi beneficiari în listă. Primarul Aurel Simionescu a declarat că săptămâna aceasta vor fi gata listele cu toți beneficiarii și va începe distribuirea alimentelor. Oamenii vor primi făină, orez, ulei, zahăr, mazăre, boabe, conservă, fasole uscată, bulion, roșii în conservă, paste făinoase, biscuiți și mălai. Inițial, cantitatea pe care trebuia să o primească fiecare din cei 1111 beneficiari se ridica la aproximativ 50 de kilograme de alimente, dar ca urmare a introducerii noilor beneficiari, cantitățile per persoană vor scădea. Anul trecut au existat două centre de distribuire a alimentelor, fostul liceu Progresul de pe calea Galați și fostul liceu de chimie de pe șoseaua Buzăului. Inițial, numărul beneficiarilor brăileni se ridica la 1111 persoane, potrivit datelor de la primărie, fiecare beneficiar urmând să primească 11 tipuri de alimente. Am promisiunea că după de săptămâna viitoare se vor da. S-a modificat pe 28-29 septembrie lista cu categoriile de persoane care sunt beneficiari. Și atunci fiecare dintre instituțiile care dau către Consiliul Județean nominal persoanele respective trebuie să-și revizuiască Consiliul, să le adune în lista și ieri treaba asta și să noi să le primim, pentru că produsele, cantitatea de produse a rămas aceeași. Și atunci vor fi mai mulți cetățeni care beneficiază pe o aceeași cantitate generală de produse, deci fiecare nu va mai primi 3 kg de orez, va primi 2800 sau știu eu cât vor fi lucrurile. Nu luați cantitățile ca atare, ci ideea. Declarațiile au fost făcute de primarul Aurel Simionescu la ultima conferință de presă susținută.
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Brăila reamintește potențialilor beneficiari că până la data de 31 octombrie 2012 inclusiv se depun cererile pentru ajutorul de stat prin rambursare a diferenței de acciză pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul 3 al anului 2012. Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenței dintre acciza standard și acciza redusă pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanice în agricultură. Valoarea accizei decontate este de 1,2686 de lei pe litru de motorină. Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanțare depun cererile trimestriale de solicitare a ajutorului de stat, însoțite de o situație centralizatoare privind cantitățile de motorină achiziționate în trimestrul respectiv, precum și de documentele prevăzute de ordinul numărul 126/2010 cu modificările și completările ulterioare. Cererea trimestrială de rambursare a ajutorului de stat nu poate depăși 40% din cantitatea totală stabilită conform acordului prealabil de finanțare prin rambursare. Beneficiarii riscă amenzi de până la 20.000 de lei, dar și pierderea dreptului de a încasa acest ajutor de stat pentru o perioadă de 3 ani, dacă în urma controalelor se dovedește că au beneficiat de un ajutor necuvenit. Vânzarea motorinei pentru care s-a acordat ajutor de stat sau utilizarea acesteia în alte scopuri decât cele prevăzute de lege constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 20.000 de lei. Ajutor necuvenit reprezintă orice sumă care, în urma verificărilor efectuate de către APIA sau de către alte instituții abilitate, se constată că a fost acordată beneficiarilor care nu au respectat prevederile legale. Beneficiarii care, prin înscrierea sau atestarea de date nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului de stat, au încasat sume de la bugetul de stat în mod necuvenit, nu mai beneficiază de ajutor pe o perioadă de 3 ani. Totodată, sumele reprezentând ajutor necuvenit se recuperează de la beneficiarii ajutorului de stat. Președintele PSD Brăila, Gheorghe Bunea Stancu, susține că în județul Brăila, Uniunea Social-Liberală va obține cel puțin 55% din voturi. În același timp, acesta a declarat că se va implica în campanie alături de primarul Aurel Simionescu, mai ales că în unele colegii va fi în grămădeală. Cuvântul de ordine în interiorul Uniunii Social-Liberale este susținere. Fiecare candidat, indiferent din partea cărei formațiuni politice este, va fi susținut de colegii din Uniune și nici nu vor exista atacuri la persoană. Președintele PSD Brăila, Gheorghe Bunea Stancu, a declarat că se va implica foarte mult în campania electorală pentru parlamentare împreună cu primarul Aurel Simionescu și că îi va susține pe toți candidații, indiferent de la ce partid din Uniune provin. Sunt unele colegii, cum era domnul Tudose, în care nu prea au avut curaj să se îngrămădească candidații ăștia. Nu e nici la auzit de ele. Dar sunt unele în care sunt probleme. De exemplu, colegiul 1 de deputați e cam îngrămădeală acolo. Candidează președintele interimar al PDL-ului, domnul Marian Fusea, bă, ce să vă fac, asta este. Șeful PPDD-ului local, coordonatorul, domnul Mușeleanu, candidează prim vicepreședinte, candidează tânăra speranța UNEPR-ului Petrea Dorin Silviu și așa mai departe. Deci, câte că sunt doar trei, nu mai sunt și independenți, acolo e o problemă. Da. E o problemă în colegiul 1 ca și mod de comportament de senat, că va fi probabil Marius Necula 99% și aici trebuie avută atenție. Asta e de-aseară. Așa. În colegiul 3 de deputați probabil că va candida Sorin Ovidiu Bălan. La deputați, da. Iar în colegiul 2, probabil că ne vom trezi din cele auzite, este o posibilitate Cibu. Declarațiile au fost făcute vineri la ultima conferință de presă susținută de șeful social-democraților brăileni la sediul partidului. În etapa a 7 a venit și prima victorie pe teren propriu a brăilenilor de la CF Brăila împotriva celor de la CS Otopeni, însă suporterii aflați în tribună au trecut din nou prin mari emoții sau, cum spunea un suporter aflat pe municipal, de la agonie la extaz. Exceptând cele două goluri, prima repriză a fost una lipsită de ritm și de faze spectaculoase. Elevii lui Pânzaru și-au dorit foarte mult să câștige acest meci, dar în același timp și-au supraestimat adversarii, astfel că în timp de jumătate de oră au evoluat fără niciun orizont.
Nici trupa lui Vioară nu a arătat ca o echipă de pe locul al doilea care este pretendentă la promovare. Noul antrenor secund al Oțelului, Ion Balaur, a fost prezent sâmbătă pe stadionul municipal. Balaur, însoțit de Ionel Iuga, a stat la masa presei și și-a luat notițe despre jocul echipei CF Brăila, grupare pe care noua sa formație, Oțelul Galați, o va întâlni în optimile Cupei României. Abia în minutul 33, CF Brăila și-a creat prima situație pe poartă. Pușcașul a șutat de la 25 de metri și Bogdan Rusu a deviat mingea, dar nu a reușit să o trimită pe cadrul porții. La faza următoare, Pungă i-a pus pe oaspeți pe contraatac, dar Bunduca a avut o intervenție foarte bună la șutul lui Pălimaru. În minutul 38, Pușcașul a fost împins cu brutalitate în careu de Călin, arbitrul de centru Cătălin Popa a arătat punctul cu VAR și Ochia a restabilit egalitatea. De la cabine a ieșit o echipă brăileană total schimbată, una mult mai agresivă și mai lucidă. De altfel, trebuie menționat faptul că prin schimbările inspirate ale antrenorului, CF Brăila a fost formația care a dictat ritmul jocului în actul al doilea. CF Brăila a obținut astfel prima victorie pe teren propriu 3-2, una meritată, în fața unei adversare care până sâmbăta trecută nu cunoscuse gustul amar al înfrângerii. Doamnelor, domnilor, punem punct aici știrilor Mega TV de astăzi. Ne revedem mâine la o nouă ediție. Până atunci, nu uitați, ne puteți urmări pe www.brăila.tv. Suntem singura televiziune online din Brăila. O zi excelentă!